Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Salutare prieteni, bine ați revenit la Mind Architect. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România, în care vorbim despre gândurile, emoțiile noastre, lucrurile care ne conectează, ne despart, dar și despre modul în care putem îmbunătăți funcționarea relațiilor dintre noi. Salutare Paul. Salutare dragul meu, salutare tuturor am propus ca ediția aceasta să vorbim despre să ne întoarcem de fapt la celebre fraze românești care ne umplu de dezamăgire uneori, fraze de astea reconstruite în democrația recentă a României. Știți că avem o serie mai lungă despre proverbele și zicătorile românilor, dar astea sunt de rit nou, nu? Tu... Cel puțin cele de azi, cred că da. Nu cred că le-a auzit cineva pe vremea comunismului. Poate în perioada interbelică. Așadar, Poate. stați aproape că sunt genul de cuvinte care au viață bună și puternică în România. Întrebarea este dacă ne și folosesc. Unul dintre ele sau una dintre zicători este: Au furat, dar au și făcut ceva, da? Au furat, dar au și făcut. Da? Se ridice mâna cine a auzit-o, o da, dată. Exact, da, ea este desîntâlnită. Degeaba votăm, adică degeaba se iese la vot, cum, cum se spune, și uh, cred că o să mai avem ceva pe parcurs uh, legat de uh, dezamăgire. Da. Mm -hmm. da. Uh, ceva care spune că până la urmă toți sunt la fel, nu? sau? Păi, nu. O chestiune de... de mai erau genit. și adjective după, dar da, în general toți sunt la fel și mai urmau niște descrieri acolo după, dar da. Da, 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 Așa. da, 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 da. Păi atunci, Paul Olteanu, să începem. S-a furat, hai că să-l dau și impersonal, că poate e și varianta asta. S-a furat, furat, dar s-a și făcut. E de aprecia, nu? Că s-a și făcut ceva. Eu cred că... Fără să putem să fim judecătorii, absoluția ai zicalelor, ăstora, într-un fel e mai bine dacă au și făcut ceva presupunând că constanta e furtul. Eu aș împărți, Cătălin, fraza asta în două. Partea cu au furat, care, cel puțin în mintea mea, poartă trei aspecte. Un aspect practic: furtul unora scade condițiile de viață ale altora și afectează viața altora. Mai e aspectul moral în care dacă cineva fură, eu pot să simt dezgust, dezaprobare, să nu tolerez genul ăsta de comportamente în jurul meu sau în societate, plus aspectul legal, și ăsta mi se pare cumva cel mai important, că furtul e normat în lege, respectiv e ceva ce noi ne-am hotărât colectiv că nu tolerăm. La au și făcut, ca să venim și cu completare, avem aceleași trei aspecte. Aspectul practic e că dacă au făcut, mi-au făcut viața mai bună, mi-e mai palpabil, mai bine, din vreun punct de vedere. Aspectul moral e că simt respect și recunoștință față de un om care a făcut ceva, și aspectul legal l-au și făcut, care, vezi că în România, cel puțin în, în ce mai apuc și eu să mă informez, e foarte important și semnificativ. E contează și cum au făcut. Adică să, adică să fac de multe ori lucruri care sunt făcute pentru anul electoral sau pentru momentul când mm -hmm. sunt făcute și după aia sunt de o calitate de natură să facă iar peste câteva luni, că avem un abonat sau avem un om care trebuie să primească ceva. Și atunci, când combinăm ideea asta de a fura și au și făcut, eu cred că ele merită mai întâi analizate separat. Putem să analizăm la oricare dintre noi cât bine am adus în lume și în viața celor din jur, cât am făcut, putem să analizăm separat, cu tot o altă grilă, și ce rău am făcut în cazul, zicătorei, în cazul zicalei ăsteia, furtul. Și acum, când le combinăm, aspectul periculos pentru care eu cred că proverbul sau ideea sau zicala asta ar merita eliminată din limbajul nostru, e că în ierarhia noastră a nevoilor psihologice, siguranța bate confortul. Dacă eu trăiesc într-un mediu în care legitimizez furtul prin aface, Înseamnă că există, în opinia mea, situații în care poți să faci abstracție de la lege. Domnule, a făcut, acum na, era firesc, să o mai și cotească. Și în momentul în care principiile sau legile astea care ne oferă siguranță fizică, psihică sau emoțională sunt suspendate pentru că aș, a făcut cineva, Ăsta ne duce într-un spațiu foarte periculos în care, unde tragi linia, știi? Cât e ok să fure și cât să facă ca să tolerăm asta. Sau... Acum, Paul Olteanu, sunt societăți da. ele este europene, da? România inclusiv, da, da? Rusia, Ucraina, tot felul de țări și sud-americane unde acest tip de politică sau de societate este aproape împământenit. Uh, și la noi se de foarte des chestiunea asta, dom'le, dar da, toți fură, măcar ăsta face ceva. Și o să Uite, Cătălin, cu a, a da. aici, da, și mie aici mi se pare că esența problemei este că atât țările pe care tu le-ai listat, între care ne numărăm și noi, cât și ideea asta în sine, când ne uităm la ea din perspectiva asta psihologică, arată ceva interesant. Arată două lucruri. Unul că, pentru noi, ideea că liderii noștri fură a devenit normalitate, ne-am desensibilizat la ea. La noi nu există demisii de onoare, nici în momentul în care ești condamnat. Nu vorbim de situații în care planează suspiciunea asupra ta și în țări pe care le respectăm și asemenea cărora ne-am dorit să fim sau să avem lideri similar cu liderii de acolo, oamenii ăia ies din funcție dacă planează măcar o, urb, o umbră de îndoială asupra moralității sau verticalității lor. Și cred că, într-un fel, aici e aspectul ăsta canceros al convingerii ăsteia, că dacă nu a ajuns să ni se pară normal furtul de natură, că ne bucurăm dacă liderii noștri și fac ceva, pe lângă faptul că unii fură, problema, ai, sâmburele, cum să zic, rădăcina răului, acolo e, că a ajuns să ni se pară normal să fim furați de oamenii care ne conduc. Acum, sigur că nu putem trăi într-o iluzie cum că toată lumea e sfântă, nimeni nu pune mâna pe nimic în mediul ăla. Una e dacă se întâmplă Alta, Cătălinie, dacă nu a ajuns să ni se pare normal că se întâmplă, de natură că ne bucurăm când în schimbul furtului primim și ceva la schimb. Și asta mai vine cu o problemă dacă ajungem în spațiu mental. Deci unul e că nu mai avem o repulsie sau o formă de dezaprobare viscerală la furt, adică la încălcarea legii, adică la ceva ce a fost construit să ne țină în siguranță ca societate, unul la mână, și doi, al doilea aspect foarte toxic în asta, e că într-un fel, ajungem în spațiul ăsta mental citat așa de Machiavelli sau propus de el în care scopul scuză mijloacele. Adică dacă eu am făcut ceva bun, nu contează și cum am făcut. Ori cred că în România sunt mulți oameni, dacă ne aducem aminte anii 90, anii 2000, care furau pe față și spuneau, da, dar eu dau de muncă la oameni. Da, să spunem continuare, da. Să spunem în continuare chestiunea asta, da? Sau despre anumiți bogătași care fac milostenii, nu? Să da. Spune chestiunea, doar, măcar dă ceva la oameni. Ceea ce merită apreciat de sine stătător ca un lucru bun, e foarte frumos să ai uh, milostenie, să ai dare de mână, să ajuți oamenii care sunt mai puțin norocoși sau care au avut mai puțin abilitate decât tine, dar în niciun fel, din perspectiva mea, n-ar trebui scuzat furtul cu ce facem, pentru că ajungem în spațiul ăsta psihologic, în care ni se pare normal să se fure doar să, să și facă ceva și, în opinia mea, cel puțin parțial, de-aia suntem unde suntem. Dar avem acest degeaba votezi, știi, care pă, merge... De fapt, mână-mână, nu? Pentru că după ce toată lumea fură... Da, psihologic în ele până. merg ca mână-mână. Uite, trebuie să-ți citez un experiment, că asta cu degeaba votezi e ceva ce, într-un fel, se bazează pe descoperirea descoperire din 1967. Martin Seligman, care e un psiholog american care a studiat un concept numit neajutorare învățată, a descoperit fenomenul ăsta când făcea niște experimente pe câini și a observat că căței pe care el îi avea erau în cuști și odată la ceva timp erau electrocutați, erau pișcați, erau o podea electrificată și câinii nu aveau unde să se ascundă de asta. Și au observat că în prima fază, când trăiau adversitatea, când erau pișcați să zbăteau, se chinuiau, mușcau grilajul, încercau să iasă, să săreau, făceau ceva să încerce să evadeze, să scape de rău. Și aici vedem că încă animalele simțeau că pot face ceva, încă aveau energie mobilizatoare, încă Încercau să-și schimbe condițiile. Dar după o serie de șocuri electrice, unde își, cam dădeam, își dădeau seama că n-au ce să facă fizic, erau captivi în cușcaia și nu aveau unde să se ascundă de curent. Încetau să mai încerce. Luau o poziție din asta aplatizată, se lipeau de sol, aveau o mutră foarte tristă, exact ca o vietate în depresie, o vietate resemnată, și nici nu mai încercau. Ce au descoperit e că și în momentul în care, de pildă, le-au deschis o ușă sau le-au ridicat acoperișul să poată să sară peste dacă depune forcă, ini nu mai încercau. Conceptul ăsta se cheamă Learned Helplessness sau neajutorare învățată. Și asta este exact același lucru pe care îl trăiesc românii și nu numai, când ajung în spațiu mental cu n-are sens să ieși la vot, că degeaba te duci. Dacă analizăm un pic cum ajungem în spațiul ăsta mental, în general ajungem acolo când unul amână. Ori am fost dezamăgiți în mod repetat, am mers, am votat, am avut speranțe, speranțele alea nu s-au înfăptuit, și aici merită pusă nota de subsol că într-o structură pe cât de complexă e un stat, nu e o relație directă între votul nostru și reușita aleșilor, mai ales cu un istoric, cum e al României, cu multe lucruri de reparat din spate. Dar prima componentă care ne duce acolo sunt dezamăgiri repetate. A doua componentă care poate să ne aducă în spațiul ăsta de a avea sentimentul că nu are sens să ieși la vot, că nu se schimbă nimic sau degeaba votezi, este că modelăm psihologic oameni pe care îi respectăm. Dacă eu copil am părinți care, pe care nu i-am văzut niciodată mergând la vot, cel puțin de când sunt preocupat eu civic, o să trag concluzia, noi învățând extrem de mult mimetic prin repetiție și asociere, că votul e inutil, nu are sens să încerc să faci asta. Și a treia, care într-un fel cred că e de departe cea mai toxică și arată cea mai avansată formă de degradare a încrederii noastre în general, e când ajungi să ai o neîncredere generalizată în sistemul democratic, moment în care oamenii încep să tânjească după perioade în care nu mai aveam nimic de ales, dar ne era bine. Ceea ce mulți dintre noi experimentează chiar astăzi. Și nu doar în România. Și nu doar în România. Poate sunt și alte țări. Fascinante explicații, Paul Olteanu. Astăzi o să ne oprim aici, dar în 30 de secunde dă-ne o cheie de scăpare. Știu că-ți cer imposibilul, dar un gând bun trebuie Cred să fie. Cred că e important să înțelegem că ori de câte ori avem o inițiativă care nu duce la rezultatul pe care noi ni-l doream, fie că e vot, fie că e opțiune personală, profesională, e vorba asta, când simți că ai obosit de atâta dezamăgire, odihnește-te, nu renunța. Pentru că, totuși, votul ăsta pe care noi îl vedem inutil, și pe mine mă doare că fac parte, totuși, dintr-o generație sau din niște generații care au ajuns să nu mai prețuiască lucrul ăsta, a fost câștigat peste tot în lume, cu foarte multă suferință și cu vărsare de sânge. Și a putea să alegi, la nivel psihologic, este un lucru care, în mod universal, ne dă o stare de bine. Să ai de ales. Chit că lucrurile între care ai de ales nu sunt exact ce ți-ai dorit mai avem și zicala că alegem mereu răul cel mai mic. Da, dar să poți să alegi răul cel mai mic e mult mai bine decât să nu poți să alegi deloc. Paul Olteanu, realizatorul celui mi-a ascultat podcast din România, mai de arhitecta, acolo găsiți pe larg toate aceste idei, dar și multe alte lucruri interesante. Îți mulțumesc pentru prezență astăzi, Paul. Săptămâna viitoare vorbim despre prietenie, stați să vedeți, că și asta e uneori pe bani. Avem diverse expresii. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.